Bună, numele meu este Valentina, iar în video de astăzi vom face 12 provocări nebune. V-am spus pe contul meu de Instagram să-mi lăsați provocările voastre într-un mesaj, iar voi mi-ați lăsat foarte multe mesaje și am avut de unde să aleg 12 provocări nebune. Din ce am văzut, vă cam place să mă vedeți suferind, dacă pot să zic așa, în ghilimele. Dacă la acest video se vor strânge 10.000 de like-uri, voi continua această serie cu provocări nebune. Știu că nu vă place să ne lungim cam mult, deci haideți să trecem la treabă, să vedem ce provocări nebune mi-ați dat. Bam! Prima provocare vine de la georgiana.vancea. Bea apă cu lapte și sare. Pentru început, pare ușor. Pe tot? Prima provocare a fost făcută. Să trecem la următoarea provocare. Te provoc să bei apă cu sare și piper. Tocmai ce am băut lapte. Aleu! Aleu! Ce mă puneți voi pe mine să fac? Bun, pe asta nu o să beau toată, dar o să beau din ea. Șefii mă provoacă să mănânc ardei iute cu muștar iute. Vă, Leo, o să-mi explodeze gura. Te provoc să mănânci banane cu ketchup. Următoarea provocare de la Goldfish îmi spune să-mi sparg un nou în cap. Timi 877 îmi spune să mănânc pâine cu pastă de dinți. Pâine cu pastă de dinți. Da, când era mai mică, știu că mai mâncam din când în când pastă de dinți și ai mei mă certau că nu e voie și că nu e bună. Dar să mănânc pâine cu pastă de dinți n-am mâncat în viața mea. Întindem așa pasta de dinți. Mă gândesc că ar fi dulceață, dulceață de vișine, preferata mea. Doamne, ce fel miroase, ce mentolată e! Bun. Și... bon appetit, Valentina! Deci, nu pot să termin. Cea mai oribilă combinație posibilă, până și ardeiul iute cu muștarul iute nu a fost așa oribil. Simt că am mâncat o pastă de dinți întreagă. Următoarea provocare vine de la Cristina și îmi spune să mănânc ciocolată cu muștar. Ok, mănânc ciocolată cu muștar. Vai, cum e asta, Doamne! Scârbos! Următoarea provocare, să beau un litru de apă în mai puțin de 30 de secunde, îmi spune Denis.
a mai rămas aproximativ un litru. Eu ar trebui să-l beau în mai puțin de 30 de secunde. Văd, eu nu mai pot! Mai sunt 6 secunde, deci n-am nicio șansă. Mi-a mai rămas foarte puțină, dar nu am reușit, mai puteam să beau atâta apă. Următoarea provocare de la Mădălin îmi spune să mănânc un ardei iute. Avem ardeiul. O să-mi ia foc gura, deci succes, Valentina! Se simte, da, puțin. Deci jur, nu mai pot, nu mai pot, Doamne! Simt că mi-a foc gâtul, gura, cu totul. N-am ales bine provocările, trebuia să mănânc prima dată ardeiul, uite, și apoi să beau apa, cu siguranță o terminam în mai puțin de 30 secunde, pentru că, Doamne, horror, foarte iute. Bun, încă mai rezist, încă nu mor. Sper să nu mor nici după video. Unicornul sclipitor îmi spune să-mi torn o găleată cu apă în cap. Apă rece, evident. Așa că... Silviu îmi spune să mănânc o bucată de lămâie cu sare. Succes! Asta e ușoară. Am mai făcut chestia asta. Am o lămâie. Și trebuie să o tăiem. Avem una bucată lămâie. Am dat-o și pe aceasta în două. Dar liniștire, le voi mânca pe amândouă. Bun. Mai aici. Oh. Lipsea o tequila. Cred că vine rău, nu mai fac nimic. Mamă, mi-a dat lacrimile, frate, ce fel am luat-o pe asta. Și am zis că e cea mai ușoară. Cred că n-au fost bune combinațiile dinaintea lămâiei. Mai am multe provocări, deci mai știu, nu mai țin minte câte am făcut. Mă calmez și promit să le termin pe toate. 2 secunde. Bun, mi-a mai revenit puțin, haideți să vedem ce provocări mai avem. Ciuraru îmi spune să mănânc o felie de pâine cu parfum. În paranteză, e imposibil. Mă, ce poate fi atât de rău? Parfum cu pâine. Ok, o să dau cu niște parfum pe o felie de pâine. Ce frumos miroase pâinea asta în Bulgarie. Și acum ar trebui să mănânc, nu? Da, practic e imposibil să mănânci parfum cu pâine, nu faceți asta acasă, este cea mai tâmpită și cea mai... E mai tâmpită la care o face. Nu provocarea e nebună, omul e nebun, adică eu sunt nebuna. Și cu acest video, la ultima provocare mi s-a făcut puțin rău, dar mi-am revenit, nu e nimic grav. Nebunul tot nebun rămâne.
Dacă v-a plăcut acest video, apăsați butonul de like să se strângă 10.000 de like-uri. Știu că sunt foarte multe, dar știu că noi suntem o comunitate unită și știu că se vor aduna, nu foarte repede, dar se vor aduna. Și nu în ultimul rând, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, să apăsați acolo pe clopoțel, să fiți activi. Vă pup și aveți grijă de voi!